Tineretul social-democrat Dâmbovița a reprezentat la tabăra de vară de la Sulina. Tineretul social-democrat și-a petrecut o parte a verii într-o tabără din Sulina. Viitorii politicieni ai celui mai mare partid din România, PSD, s-au întreținut cu competiții sportive și concursuri într-o atmosferă relaxantă, dar care precede lupta pentru șefia TSD deținută în prezent de Nicolae Bănicioiu. În perioada 15-18 august 2013 a avut loc la Sulina, județul Tulcea, școala politică a tineretului social-democrat. La tabăra politică s-au adunat peste 1000 de tineri din întreaga țară, iar un număr de 9 persoane, conduse de liderul TSD Dâmbovița, Liviu Vasilescu, a reprezentat Dâmbovița. Nu au lipsit nici invitații speciali care au luat parte la acest eveniment, și anume președintele TSD Nicu Bănicioiu, precum și alții. Tinerii au participat la diferite activități sportive, dar și diferite jocuri relaxante, cum ar fi șah, remi și table. Serile s-au încheiat cu petreceri de karaoke, dans și voie bună. Temele de dezbatere au avut mai multe subiecte de actualitate, regionale, organizarea României, dar și teme politice precum proiecte pentru tineret sau organizarea Congresului TSD. Un alt subiect abordat a fost viziunea tinerei generații pentru alegerile europarlamentare și prezidențiale din anul 2014. La Sulina a avut loc tabăra politică social-democrată pentru tinerii social-democrați din România, la care organizația de tineret din Dâmbovița a participat într-o delegație de 9 persoane. Punctul culminant al școlii politice a fost Comitetul Executiv Național, care a avut ca agendă, ca ordine de zi, pregătirea Congresului Național al TSD, care va avea loc probabil în luna octombrie. S-au discutat, bineînțeles, situația organizațiilor și stadiul efectuării alegerilor în județele din țară și, bineînțeles, un regulament de organizare al conferinței. TSD organizează în luna octombrie alegeri pentru șefia partidului. În competiție s-au înscris 4 candidați. Prima este Ioana Pop, fost cadru didactic, secretar de stat în Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, iar în prezent este vicepreședinte al CNCD. Mihai Sturzu candidează și el la alegerile din toamnă. Poate cel mai cunoscut dintre tinerii social-democrați, solistul trupei Pop High Cry, intra deja în politica mare, câștigând un mandat de deputat la alegerile parlamentare din 9 decembrie. În luptă directă cu Sturzu este secretarul executiv al TSD, Andrei Tinu, fiul regretatului ziarist Dumitru Tinu. De asemenea, al patrulea candidat pretendent la șefia TSD este Gabriel Petrea, viceprimar al sectorului 6 și doctorand al Universității Politehnica din București.